Nu sunt chestii complicate. Toți, știu, începători intrare WordPress-ului, ca și utilizator sau ca și dezvoltator, zic, custom fields, nu știu, e complicat, e... Nu sunt chestii complicate și o să vedem imediat de ce. Nu sunt taguri. Informația organizată prin custom fields e proastă. Taxonomii speciale trebuie făcute. Nu sunt nici categorii. Dar totuși, ce sunt custom field-urile? Sunt niște câmpuri speciale sau adiționale în care putem adăuga informații suplimentare. Custom field-urile se folosesc doar pentru a adăuga informații, știu, pe marginea postului. Exemplele din, de pe Codex erau ceva de genul azi citesc. Ce? O carte care se numește Cutărică, care să fie adăugată la sfârșitul postului și să nu fie în conținutul postului propriu-zis. Aici ar fi venit un mare bla-bla, de asta și papagalul din imagine, o mare teorie despre custom filter, dar am să trec peste ea și să vin cu niște exemple. Asta e un site care are o temă premium pe el, care am customizat-o. Iar partea încercuită cu roșu, de acolo, informațiile despre fiecare proprietate, este un site de imobiliare, sunt practic niște custom field-uri. Fiecare proprietate are alte informații, așa că am definit foarte simplu niște custom field-uri, un infocontact, o adresă, un telefon, unde să le notez. N-am nevoie să sortez, știu, proprietățile după știu, strada 11 iunie. Sau poate așa fi nevoie, dar nu am considerat necesar. Cum arată pe interior? Asta este un print screen dintr-un plugin care a fost destul de hypuit în ultima vreme pe internetul românesc, Twitter SP2, și am folosit niște custom field-uri să rețină informațiile. Gen link-ul scurtat prin sp2.ro, un serviciu de scurtare de link-uri românesc, și câteva informații adiționale. Care sunt avantajele custom field-urilor? Sunt extrem de simplu de folosit. Se pot adăuga nenumărate informații suplimentare unui post. Informațiile sunt stocate personalizat, pentru că acele custom field-uri au o cheie, știu, un nume, câmp și o valoare. Ambele pot fi definite. Informațiile se pot afișa oriunde, chiar și în feed. Ceea ce este un mare avantaj, chiar dacă informațiile nu sunt stocate în conținutul postului, articolului, etc., pot fi afișate.